Parlamentul se reunește astăzi într-o ședință de urgență, iar pe lista de dezbateri există adoptarea unei inițiative legislative cu măsuri de gestionare a populației de urși. Ședința extraordinară a fost convocată în urma cazului recent al tinerei care a murit în Munții Bucești după ce a fost atacată de un urs. Premierul Marcel Ciolacu a declarat că după ce va fi adoptat proiectul de lege privind această problemă în Camera Deputaților, ministrul mediului va explica și următorii pași. În sesiune extraordinară. Nu, va trebui implicare foarte mare ară Rom Silva, AJVPS-urile, ministrul mediului, dar l-am văzut că el va urma pe baza acestei legi să emită niște ordine de ministru. În zonele cu astfel de pericole, în zone turistice, trebuie intervenit. Cum? Nu putem nici să intervenim fiecare vânător și apușca de acasă și plecăm. Sau un primar spune când se împușcă ursul. Adică, trebuie să avem un pic de logică. Sunt prea mulți urși. Nu-i prea mult. Ei, când sunt foarte mulți urși într-o singură zonă, devin animale dominante. Urmă că rămân și celelalte animale migrează. Urmă că rămân fără mâncare și atunci coboară, neavând fiind animal dominant. Sunt lucruri cunoscute la nivelul Ministerului Mediului. În contextul tragediei în care tânăra de doar 19 ani a fost ucisă de un urs pe traseul Jepimiș din Bucești, biroul permanent al Camerei Deputaților a decis convocarea forului legislativ în sesiune extraordinară, ședința plenului fiind urmată de vot final în format hibrid. Potrivit prim-ministrului Marcel Ciolacu, modificările legislative avute în vedere sunt în curs de elaborare. Cu toate acestea, legea pentru gestionarea populației de urși este în Parlament de foarte mult timp, raportat la incidentul recent. Nici cazurile asemănătoare de până acum nu au reușit să aducă măsuri cu adevărat eficiente pentru intervențiile contra cronometru. Legea pentru gestionarea urșilor în intravilan și în extravilan este în Parlament de foarte mult timp. Acest instinct al puterii de a nu face treaba la timp și apoi a reacționa la tragedii în momentul în care deja trebuie totul făcut pe repede înainte, nu e cea mai bună formă de guvernare. Ce vrem noi este ca autoritățile să poată să aibă și instrumentul de a interveni imediat acolo unde gravitatea cazului justifică asta. Și aceasta este una dintre modificări. Vrem să existe din nou o gestiune mult mai cumpătată a comercializării fructelor de pădure care sunt hrană pentru urși și acesta credem că e un element important în factorii de risc care poate să fie foarte ușor combătut.